Doamnelor și domnilor, bun găsit la Matricea, domnule profesor Colceag, domnule profesor Onofrei, bine v-am regăsit. În timpul emisiunilor Matricea, domnilor, am vorbit de foarte multe ori despre frecvențe. Daniel este specializat în unde electromagnetice, deci cred că subiectul ar fi de interes și vă propunem să începem cu rezonanța Schumann, rezonanța Pământului. Cum suntem conectați la această frecvență de 7,83 Hz? Frecvență de bază care reglează procesele biologice până la nivel celular. Rezonanțele sau frecvențele Schumann sunt unde electromagnetice care există în spațiul dintre suprafața Pământului și ionosferă. În 1952, profesorul fizician german Winfried Otto Schumann de la Universitatea Tehnică din München a încercat să răspundă la întrebarea: are Pământul o frecvență? Presupunerea legată de existența acestei frecvențe a venit din înțelegerea faptului că atunci când o sferă există în interiorul altei sfere, se creează tensiune electrică. Deoarece Pământul încărcat negativ există în interiorul ionosferei, care este încărcată pozitiv, trebuie să existe o tensiune între cele două, dând Pământului o frecvență specifică. Printr-o serie de calcule, el a reușit să deducă o frecvență pe care o credea ca fiind pulsul spațiului Pământ-ionosferă, deși mai multe frecvențe apar între 6 și 50 de cicluri pe secundă, frecvența fundamentală pe care au constatat-o este de 7,83 Hz. Ce se întâmplă însă când această frecvență oscilează sau este manipulată? Poate fi manipulată sau influențată de milioanele de alte frecvențe reprezentate de rețele de telefonie, rețelele de televiziune sau alte frecvențe mai mult sau mai puțin cunoscute, domnilor, un subiect de dezbătut. Domnule profesor Colceag, vă rog. Da, este absolut extraordinar. David Hawking, care a fost unul dintre mari psihologi americani de altfel, a avut un tabel în care puneam stările psihice ale omului legat de tabel de frecvențe, de frecvențele pe care le trăiește. Acum, omul schimbă frecvențele proprii în pubertate și adolescență, de exemplu, din cauza șocului hormonal. Aceste frecvențe devin frecvențe celulare, frecvențe neurologice. Procesul de creștere e cu riscuri, din punctul ăsta de vedere. Dar, pe de altă parte, frecvențele tehnologice sunt dramatice în schimbare. Nu sunt obișnuite, nu sunt la îndemână. În momentul în care există foarte multe documente și documentare și relatări despre schimbarea comportamentului copiilor și tinerilor din cauza telefonilor celulare, care bineînțeles folosesc niște benzi de frecvențe, începând de la 3G, 4G încolo. La 4G, de exemplu, ei nu mai vorbesc unii cu alții, se așează unul lângă altul și își transmită SMS-uri. Dar nu mai schimbă, nu mai au dialog, nu mai schimbă informații. A doua, li se simplifică vocabularul. Îi găsești pe rețele de socializare că folosesc un vocabular extraordinar de simplificat. Nici nu mai spun cuvântul până la capăt, folosesc prescurtări. Și asta e un fenomen de masă, nu este un fenomen izolat. Nu să spui că este o modă undeva. În momentul în care apar anumite frecvențe, schimbările de comportament sunt evidente și nu numai. Apar modificări comportamentale și stări de dezechilibru, cum e, de exemplu, autismul. La copii unde craniul este subțire și încă nu e osificat complet, el nici nu are protecție la frecvențe. Dacă stă cu telefonul la ureche, poate face cancer cerebral. Dacă este într-un mediu de frecvențe, de exemplu când își trimit SMS-ul unul altuia, apar degenerări neuronale la nivelul hipocampului, care sunt constatate. Dar business is business, nu-i așa? Deci Noi nu se uită la generație în ce condiții evoluează și ce se va întâmpla cu ea. Dacă studiem însă un pic și facem corelații între introducerea frecvențelor pe telefoane mobilă 4G și modificarea comportamentelor la o generație, vom înțelege și cum apare procesul de manipulare pe niște conștiințe slăbite
Vedem foarte bine ce se întâmplă în America, când apare iraționalul la fiecare pas. Își pierd reperele. Își pierd viziunea unei normalități. Ei nu mai știu pe ce lume se află. Trăind într-un mediu artificial, frecvent să te bagă într-un mediu artificial, care nu mai este mediul natural, cum a de Schumann. Frecvența Schumann și frecvențele asociate acestei frecvențe Schumann fac ca viața să existe pe Pământ. Dacă la noi se vede ca oameni, să spunem, mediu artificial, se întâmplă și mai dramatic la ființele vii care nu au niciun fel de problemă cu condiția noastră socială. La insecte, la păsări, sunt cazuri, gara din Haga, unde s-a instalat la un moment dat o antenă ca să verifice ce funcționalități are și ce efecte produce. Și primul lucru care a fost vizibil a fost că păsările mureau în aer și cădeau moarte în clipa care s-a dat drumul la antenă. Au fost sute de păsări culese. Dar business is business. Hai să vedem un pic, pentru că nu e business. Asta e crimă împotriva umanității. Și nu numai împotriva umanității, ci crimă împotriva ecosistemului. Deci noi distrugem acum planeta, practic, o deteriorăm, ca să nu vorbesc de armele bazate pe frecvențe și de tehnologiile bazate pe frecvențe. Se iau doar HARP. E cunoscut HARP. E studiat HARP. Eu am avut o perioadă de timp în care am studiat să vedem când anume se petrec evenimente ciudate. Și miercurea și joia se petreceau astfel de evenimente ciudate. Deci au fost experimente foarte puternice în zona asta. Foarte, foarte puternice. M-am avut această curiozitate să văd pe presa zilnică și pe internet ce se întâmplă ciudat în lume miercurea și joia. Se lucra pe HARP. Între timp au apărut și tot soiul de site-uri în care se ved unde sunt variațiile de frecvențe. Și ele sunt între frecvența Schumann de 7,83 și 50 de herți, iar ca să folosești frecvențele care, de fapt, au generat viața pe Pământ, ca să generezi moartea pe Pământ, sau evenimente nefaste, iarăși punem problema. Nu există legi care să acuze și să pedepsească utilizarea acestor frecvențe nefaste ca fiind împotriva umanității și a protecției mediului. Am înțeles. Dan, ești un specialist în unde electromagnetice. Cred că ai un cuvânt greu de spus pe acest subiect. Te rog. Frecvențele Schumann, ele măsoară, într-adevăr, o anumită pulsație a Pământului. Ele sunt, de fapt, dezvoltate în urma studierii. Regiunea dintre Pământ și ionosferă formează, de fapt, un waveguide. Nu știu, echivalentul în limba română pentru waveguide. Prin care semnale electromagnetice se propagă. Evențele și umane sunt în continuă creștere în ultimul timp. Ele, când ajung la 13.13 Hz, produc o zonă de haos în ceea ce privește polii magnetice ai Pământului și peste îi întorc, îi schimbă polii Pământului. Ultima dată când polii Pământului s-au schimbat a fost acum 400.000 de ani. Schimbările de poli sunt asociate cu schimbări majore de povere al vieții pe Terra. Dar, dincolo de asta, eu aș vrea să vorbesc puțin despre Global Consciousness Project, pentru că are o relație aparte pentru mine și cu meditația, cu rugăciunea. Ei acolo, în acel proiect demonstrează în câteva experimente puterea
rugăciunii și a meditației, într-un sens, puterea unui grup de oameni care își propun același lucru de a influența evoluția unor evenimente asupra cărora se opresc cu gândul și cu meditația, cu rugăciunea. Cred că are legătură cu această frecvență Schumann. De fapt, fiecare dintre noi avem, cred eu, rezonanțe proprii, avem o energie individuală. De asta se explică că interacțiunea față către față are o cu totul și cu totul alte conotații față de ceea ce putem realiza în spatele ecranelor. Pentru că în spatele ecranului nu putem transmite această energie vie, care este unică fiecăruia dintre noi. În momentul în care cu toții ne concentrăm într-o anumită direcție, în acest proiect care se numește Global Consciousness Project, se arată că în acel moment în care un grup mare de oameni, suficient de mare, se concentrează, meditație, rugăciune, pe o anumită problemă, pot influența evoluții ulterioare. Este un lucru remarcabil, pe care noi îl știm în ortodoxism, îl știm din poveștile Sfinților Părinți și din rugăciunile călugărilor îmbunătățiți. Știm acest lucru, știm puterea rugăciunii. Însă, în cadrul acestui proiect, ea se explică pe undeva la un alt nivel. Se explică într-un limbaj al frecvenților, cred eu. Și poate domn profesor să-mi completeze cele spuse de mine, dar cred că aș vrea să, înainte de a-i da cuvântul domnului profesor, aș vrea să menționez că trăim în spectru a patru mari viziuni filozofice. Este viziunea lui Spinoza, care este primul care își pune problema unei energii divine care permează orice obiect din jur, inclusiv oamenii, și cu toții facem parte din această energie. Și urmăm, cu toți încercăm să ne autoprezervăm, să ne autoconservăm. Și asta motivează viața. Orice viețuitoare de pe pământul ăsta, orice formă de viață are tendința de a se autoconserva în numele acestei energii care o animează. Apoi avem filozofia lui Schopenhauer, care vorbește despre instinctul de supraviețuire din fiecare dintre noi. Deci, peste autoconservare, de fapt, este instinctul disperat al supraviețuirii, instinctul pentru continuarea vieții. Avem filozofia lui Nietzsche, care vorbește despre supraom și instinctul de putere. Și Nietzsche vorbește despre instinctul de putere în contextul unei lumi în care Dumnezeu începe să fie declarat mort. Deci, el spune că omul divorțat de morală își propune control absolut și putere. Și în cele din urmă, cu filozofia mai nouă, a unui grup de un curent filozofic care vorbește despre elanul vital, despre o energie vitală care permează orice colț al lumii și care ne ține în viață într-un mod explicabil printr-o paradigmă energetică de genul celor pe care le încercăm acum, nu? Este un spectru, o energie în care noi trăim, ne naștem, trăim și morim, dar niciodată nu, din care niciodată nu dispărăm. Și acum aș vrea să-l auzi pe domnul profesor dacă poate să mă completeze. Eu am urmărit cu atenție evoluția acestui proiect. De fapt, inițial a fost o rețea de calculatoare și de senzori care s-au așezat în rețea și care, de fapt, urmăreau variațiile fizice ale atmosferei, presiunii atmosferice, vitezei vântului și așa mai departe.
care se petrec atunci când oamenii se concentrează pe același subiect. Când toți gândesc în aceeași direcție. Și am constatat că erau foarte mari, adică erau mai mult de două standard deviation care sunt, să zicem, acceptabile. Iar la momentul în care s-a constatat acest lucru, au început să se dezvolte ulterior rețele spirituale care își propun să obțină ceva la un moment dat. De exemplu, rețea spirituală a fost pusă la treabă când erau incendiile anul trecut în Australia, că nu se mai puteau stinge. Toți s-au rugat și au fost milioane de oameni care au primit semnalul și la anumită oră s-au rugat cu toții, s-au concentrat ca să se stingă incendiile. A fost un moment absolut extraordinar. Era un anticiclon pe partea de est a Australiei, care s-a mutat exact în zona unde erau incendiile, a plouat și a stins incendiile. Deci, apropo de ce spunea Dan. Pe de altă parte, să ne uităm la două aspecte. Avem informațiile legate de frecvențe. Deoarece noi acum ne uităm pe calculator sau pe televizor, e o frecvență care transmite informația. Frecvența e suportul. Informația este în background. Și mai avem încă un fenomen foarte interesant. Avem frecvențe în interiorul frecvențelor și informații în interiorul informațiilor. Ele se suprapun, aceste frecvențe. Dacă vedem grafic, în loc să fie o linie continuă, dreaptă, are salturi. E zimțată. Iar informațiile transmise pe aceste frecvențe, interiorul frecvențelor, noi le percepem sau le cunoaștem ca fiind subliminale. Și se folosesc în momentul actual în diverse tehnologii. Deci, în tehnologiile astea de transmisie de date, dacă bagi informații subliminale pe care omul nu le percepe direct, dar care influențează deciziile, te pomenești că ai o grămadă de oameni care au hotărâri stupide, se aruncă în cap sau își dau foc sau ies pe stradă și fac ticăloșii. Fără să fi făcut înainte. Deci fără să fi avut înainte acest antrenament de a face ticăloșii. Deci am ajuns la un nou tip de armament care este mai destructiv decât orice, pentru că distruge conștiințele. Distruge mediul. Da? Iar experimentele care s-au făcut în ultima perioadă de timp sunt absolut dramatice. Aceste frecvențe n-au mai fost transmise numai prin diferența de potențial dintre ionosferă și suprafața Pământului, ci se transmit și prin arme noi, cum ar fi raza morții, care e dată de un satelit geostaționar foarte depărtat de Pământ și care, nu știu cum o fac, n-am idee de tehnologie, produc un fascicul de tip laser din neutroni captivați de la Soare. Acum 2 ani s-a folosit prima oară acest lucru în Grecia, unde s-a produs un incendiu. Spontan, centrul incendiului a rămas neafectat, acolo era o casă, că nu s-a întâmplat, nu a văzut nimic. De jur împrejur a ieșit un incendiu circular, care s-a stins brusc. După care a fost un fenomenul următor. Dacă puneți Earth is cracking, s-a țintit nucleul Pământului. Nucleul Pământului e străbătut de neutroni. Neutroni ajung în orice, ei trec prin piatră ca prin aer. Nu întâmpină rezistență. Iar acolo s-a rupt cornul Africii, de exemplu. Și Pământul a crăpat în foarte multe zone din lume. Inclusiv în America s-a întâmplat. Bun. Nu știu cine are această armă și de ce o face, am o bănuială, dar mă rog, e doar o bănuială. Însă noi înțelegem că apare un fenomen în lanț. Ieșirea de pe frecvența Schumann
produce deviații mentale și la oamenii inteligenți. Ei pot fi și mai inteligenți, dar sunt absolut inconștienți și totalmente neetici. Nu mai au nici o grijă de planetă. O distrug în joc, în joacă. Și dacă urmărim ușor evoluția jocurilor pe calculator, a telefoniei mobile, care produce frecvențe și dependența de frecvențe, urmărim și structura creierului, pentru că asta s-a întâmplat. Deci dependența este dată de habenulă, care este undeva în talamus. Bun. Urmărim faptul că epifiza și habenula sunt într-o relație extrem de strânsă și epifiza este cea care produce melatonina, care curăță proteina amiloidă de pe terminațiile neuronale și lasă creierul să funcționeze optim dacă doarme și dacă se produce această melatonină. Și atunci se șterge habenula, se curăță habenula, care dă dependențe. E bine, punem faptul că noi avem această structură cerebrală cu manipularea făcută de fiecare dată, producând dependențe de ceva, dependența de telefon. Dependența de telefon, nu te poți despărți de telefonul mobil. Dacă îți lipsește, simți că nebunești. Nu mai ai posibilitatea să te descurci fără. Cu distrugerea ecosistemului, cu distrugerea echilibrului social. Și ne dăm seama că oamenii care au făcut lucrurile astea au fost crescuți de calculator. Ei n-au avut experiența mediului natural. Ei au creat un mediu artificial în care se descurcă minunat și sunt totalmente inconștienți de ce fac. Nu mai au percepția mediului natural. Depărtându-se de sfergența Schumann, noi nu mai simțim plantele, animalele, nu mai înțelegem relațiile armonioase. Și acum 1 milion de specii sunt în distrugere rapidă din 1.700.000. În ultimii ani, în ultimii 50 ani de când a apărut această telefonie mobilă bază de frecvențe. Aveți perfectă dreptate, doamnelor și domnilor. Vreau să vă spun un lucru. Cei cu spectru autist, copiii cu spectru autist și, în general, bolnavii de cancer au cu 50-80% mai puțină melatonină în corp față de ceilalți oameni. Este un lucru dovedit. Și vreau să vă povestesc, domnule profesor, pentru că tot ați vorbit de experimente, profesorul Giacobbi de la Universitatea din Düsseldorf a arătat că absența acestor unde Schumann creează foarte mari probleme de sănătate mentală și fizică în corpul uman. Acest profesor a început un studiu, construit un bunker subteran pe care l-a izolat de orice câmp magnetic, a recrutat după aceea niște studenți voluntari, i-a închis acolo timp de 4 săptămâni și în acest timp profesorul a remarcat că ritmul circadian, adică e vorba de acel ceas biologic al fiecăruia, ceas biologic intern, s-a deteriorat la acești studenți și au suferit foarte mult emoțional și au dezvoltat mari migrene. După un timp, Weber a adăugat frecvența Schumann înapoi în mediu și rezultatele au fost uimitoare. După doar o scurtă expunere la 7,83 de herți, această frecvență, sănătatea voluntarilor s-a stabilizat. Domnilor profesori, suntem în acest moment, credeți, chivați într-un fel sau altul de această frecvență benefică și de ce oscilează ea? De ce oscilează este clar. Din cauza experimentelor militare, pentru că vor să vândă arme, vor dominarea lumii, vedeți, este un ciclu. Deci dominarea lumii și marele setare și alte nebunii de astea care se petrec în clipa de față, se petrec datorită creierului deteriorat anterior de utilizarea unor frecvențe care nu afectează inteligența, dar afectează conștiința. Și pe măsură ce, ăsta este un ciclu cu autostimulare.
Ei trăiesc în visul lor, care e visul de putere, putere peste ce? Peste un cimitir. Este o planetă distrusă. Ei nu au gândirea suficient de complexă ca să înțeleagă sistemele și ecosistemele. De ce? Pentru că gândirea s-a deteriorat datorită utilizării tehnologiilor. Și aici avem un ciclu de autostimulare care se poate repeta până la distrugere. Vedem acum ce se întâmplă în utilizarea excesivă a anumitor aparaturi în învățare online. Apar fenomene de depresie la copii extrem de mari. Deci noi ne jucăm aici cu ceva ce nu putem să gestionăm. Deja e mult prea mult față de limitele umane de suportabilitate. Iar apropo de experimentul lui Weber, aș mai adăuga un experiment care s-a făcut în Franța după al doilea război mondial. Și că pe mine mi se pare absolut edificator de asemenea. Condamnați la moarte pentru crime, li s-a dat o șansă la unii condamnați la moarte să li se prededucă pedeapsa la închisoare pe viață sau și mai mult dacă participă la experiment și scapă. Experimentul însemna o cameră izolată, total izolată. Ei erau anesteziați, dar treji și conștienți. Camera avea o culoare ternă, fără reliefuri, fără nuanțe. N-aveau niciun pic de sunet, niciun pic de miros, n-aveau niciun fel de senzații senzoriale. N-aveau ce vedea, n-aveau niciun fel de variație de semnal. În 24 de ore, oamenii ăștia mureau din lipsă de informații, creierul se oprea. Noi avem o limitare de utilizare normală a creierului. Între zero informații și supraabundența de informații care nu corelează, sunt doar scanări rapide. Asta se petrece în momentul actual prin aceste informații subliminale, în care creierul poate supraviețui sau poate performa într-o anumită zonă, poate performa în altele, supraviețuiește, în altele se stinge sau degenerează rapid. Degenerările produse, de exemplu, în cazuri de autism, unde este afectat foarte puternic hipocampul, care este, de fapt, cu relația socială. Hipocampul, cei drept, are capacitatea de refacere din celule STEM, e cel mai mare organ cerebral care poate să se refacă din celule STEM. Dezvoltă neurogeneză. Dar dacă noi nu înțelegem limitele astea și le depășim, ori producem degenerări masive la generațiile care există acum sau care vin, ceea ce ne face incompatibil cu Pământul, ori se întâmplă ca anumite mecanisme de apărare să nu mai funcționeze și atunci imunitatea pică, Pământul nu ne mai suportă, și noi devenim atât de slabi încât ne poate omorâ orice virus. Orice virus. În perioada asta se topesc ghețarii. Ghețarul ros a căzut deja de mult în apă și a început să se topească. De un an de zile a căzut. Topirea se vede. Ea poate fi constatată. Apa a început să crească la ordinul nivelul apei, la ordinul zecilor de centimetri. Încă nu sunt inundații masive, dar e proces irreversibil. Odată cu topirea ghețarului apar două fenomene noi. Topirea ghețarului a produs cu ajutorul acestor arme, de exemplu cu harpul. În momentul în care frecvențele harp au ajuns la baza ghețarului, s-a format un strat subțire de apă, pentru că le acționează. Și ghețarii au alunecat și s-au dus în apă, s-au dus în mare. Dar cele două fenomene sunt următoarele. Virusii și bacteriile care erau prinși în gheață de zeci de milioane de ani,
gheață fosilă, au ieșit la suprafață și caută acum să se evidențieze cumva și să-și recupereze funcționalitățile. Al doilea, în locul unde a fost gheața, se șnesc izvoare, fluvii de gaz metan, care contribuie la încălzirea globală de asemenea, pentru că este mult carbon în gazul ăsta metan, care se răspândește în aer. Și atunci intrăm de asemenea într-un ciclu de autostimulare. Producem din ce în ce mai mult gaz metan, care va conduce la un moment dat la o încălzire globală suficient de mare ca să formeze nor compact deasupra Pământului, să nu mai intre soarele. Ca urmare, vom intra într-o altă glaciațiune, cum s-a întâmplat și cu mamuții care au fost prinși păscând. În urma unor degajări de carbon mare datorită erupțiilor vulcanice. Deci, noi dăm drumul din crize în catastrofe, din cauza inconștienței și din cauza incapacității de vedere globală a situației și de înțelegerea mecanismelor. În loc să folosim aceste abilități de conectare, minte la minte, suflet la suflet, dedicarea conștiinței de care povestea Dan, și prin care noi putem, într-adevăr, să gestionăm fenomenele, dacă noi ne gestionăm propriul echilibru și propria conștiință. Vorbeai, Dan, de meditație, de gânduri și vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că undele cerebrale care controlează creativitatea, performanța, stresul, anxietatea și sistemul imunitar sunt calibrate pe această frecvență a planetei, 7,83 de herți. E vorba de undele alfa în creierul nostru, unde alfa care se activează în momentul în care medităm, când avem gânduri frumoase, să zic așa. Și acest puls al Pământului, de fapt, cred că reprezintă pulsul vieții. Dacă aceasta este o coincidență, doamnelor și domnilor, cred că este cea mai spectaculoasă coincidență de la facerea lumii. Dane? Da. Vreau să revin la subiectul eticii menționate, domn profesor, în intervenția dumnealui. Eu cred că nu putem discuta de libertate și de liber arbitru în absența răului. Libertatea n-ar putea fi definită pentru om dacă nu ar fi existat răul. Cum definim răul? Putem să-l definim prin efecte sau putem să-l definim așa cum sugerează domnul profesor prin o descriere cantitativă la nivelul dezechilibrelor de tot felul din organism și din felul în care creierul procesează mesajul propus de simțuri. Însă existența răului o percep ca esențială pentru definirea libertății. Noi, în contextul ăsta, am oposit pe Pământ cu o trecere propusă, trecerea noastră pe Pământ fiind sub spectru liberului arbitru. Dacă este să mă refer la etică, eu cred că nu mai putem vorbi de etică în ziua de azi. Și de ce cred asta? Pentru că etica este foarte greu de înțeles. În contextul unei societăți care în marea majoritate își propune o viață, în cel mai bun caz, în măsura unui bun simț, așa cum este el asimilat în anii prunciei, în primii ani de viață, în familie și în contextul social al fiecăruia, o societate care își propune, deci în cel mai bun caz, existența în măsura bunului simț, și care cultivă într-un mod dement apetitul pentru putere și bani ca fiind unicii vectori de succes. Din păcate, doar spectrul bunului simț nu poate face casă bună cu accesul la putere. Pentru că de cel mai multe ori accesul la putere ca fiind unică rezoluția unei vieți de succes cheamă la compromis în ceea ce privește bunul simț,
Accesul la putere implică iar în numele conservării poziției abuzul de putere și spun că etica nu mai poate să fie definită într-o societate fără repere morale, spirituale, solide. Societățile dinainte, care își propuneau etica ca valoare supremă a umanității, a felului în care interacționăm unii cu alții, și o propuneau într-o lume a lui Dumnezeu, într-o lume în care ca punct fix unic era Dumnezeu. O lume cu valori spirituale foarte puternice. Într-o astfel de lume, chiar și accesul la putere și la bani, așa cum știm și de la Iisus, poate produce plus valoare. Pentru că niciodată un om cu repere morale solide nu va abuza de putere și nu va fi nebunit după bani. Deci, acum, sincer, ce se întâmplă, noi am văzut acest joc al frecvenților, această încercare de redefinire a caracterului și a redefinirea omului. Trăim într-o societate în care din ce în ce mai mulți cercetători încearcă să definească omul ca fiind un conglomerat de celule, o mașină vie cu conștiință, însă o mașină controlabilă, o mașină pe care o poți amplifica la un anumit nivel sau termina, așa cum spunea și domnul profesor. Aceste încercări au o mare problemă în momentul în care introducem liberul arbitru în ecuație. Pentru că nu putem defini omul ca o mașină controlabilă și manipulabilă în prezența ideii de liber arbitru. Iar ideea de liber arbitru este susținută prin exemple în istorie. Cele mai frumoase sunt exemplele Sfinților Părinți din pustia Egiptului și mai nou a Sfinților Părinți de prin peșterile din munți, care din liber arbitru aleg apropierea de Dumnezeu și care nu mănâncă cu zilele și își disciplinează trupul într-un mod aproape neverosibil pentru apologeții ideii de om-mașină. Și aș vrea să spun, domnul profesor, noi am mai văzut, eu am vorbit cu părintele Braga despre experimentul de la Pitești prin care el a trecut. Reeducarea de la Pitești își propunea același lucru, își propunea redesenarea palierilor de gândire ale celor de acolo, mulți dintre ei preoți, intelectuali, redesenarea palierilor de gândire și modificarea felului în care ei relaționează cu ceea ce propunea sistemul. Acolo se practică intimidări psihologice incredibile, exact 24-48 de ore cu lumină puternică, fără lumină, cu sunet, fără sunet. Și părintele Braga îmi spunea cum au supraviețuit cei care au reușit să supraviețuiască cu rugăciunea lui Iisus, cu credință extraordinară. Ei au fost obligați acolo să se, de exemplu, preoții erau obligați să împărtășească și să organizeze, să facă Sfânta Liturghie și să împărtășească cu proprie materie fecară. Au fost supuși, umiliți și supuși unor experimente incredibile. Și în toată această nebunie fără margini, făcută de om asupra omului, ei, cei care au reușit și nu și-au pierdut mințile, că au fost și care și-au pierdut mințile, au fost care au cedat și s-au pliat pe ce dorea sistemul. Însă cei care au reușit, au reușit printr-o credință extraordinară. Și atunci mă gândesc, poate că și ce se întâmplă acum este să se arate slava lui Dumnezeu, că poate doar așa vom înțelege că când vom vedea că există oameni care își mențin moralitatea, verticalitatea, că există oameni puternici în fața acestui tăvălug propus de apologeții omului mașină, când vom vedea astfel de exemple, vom înțelege că nu au reușit decât prin liberul arbitru și prin actul de credință și de apropiere de Dumnezeu. Eu cred foarte mult în această rezoluție, de fapt. Am ascultat niște mărturii cutremurătoare ale unor oameni care au participat la acest experiment, Dane, și unii dintre ei mărturiseau că au fost fericiți pentru că acolo l-au regăsit pe Hristos. Extraordinar. Da. Deși erau oameni care nu erau bisericoși, nu aveau o credință
foarte puternică, dar acolo au spus că au supraviețuit pentru că efectiv ei mărturiseau că l-au simțit pe Hristos lângă 4 ori de suferință. Domnule profesor Colcea, vă rog. Da, ca să ne referim numai la Nicolae Steinhardt, care a trecut de la religia mozaică la religia ortodoxă și care a devenit preot ortodox, un om extraordinar. Da. Acum, aș vrea să mă leg un pic de ce spunea Dan în privința depășirii herților. După 10 herți încolo se modifică axa Pământului. Noi acum suntem în plină modificare a axei Pământului. Deci se vede, NASA a constat cum arată fluctuațiile câmpurilor electromagnetice în perioada actuală, pentru că centurile Van Allen nu mai sunt regulate, au găuri. Formează găuri prin care radiația cosmică pătrunde pe Pământ și provoacă mutații, dacă nu distruge și nu provoacă deșerturi. Distruge viața complet. Bine, asta înseamnă un lucru absolut extraordinar. Pământul are propria inteligență și se apără de noi în momentul în care deteriorăm și noi respectăm. Noi am avut impresia... Domnule profesor, m-ați făcut acum... Domnule profesor, trebuie să fac această intervenție. Grădina Edenului s-a apărat de om scuipându-l afară pentru că ne-am permis să încălcăm regulile locului. Pământul acum se apără de noi. Cine știe unde vom mai fi scuipați, probabil pe o altă planetă care și ea la rândul ei se va apăra și vom ajunge de buhul universului. Deci, domnule, apărați-vă de ăștia că vin și vă fac praf, domnule. Deci... Vom fi ca un praf cosmic, așa, gravitând prin univers. Virus cosmici vom deveni. Exact, virus cosmici. Fugiți de ăștia. Noi suntem destul de rezistenți ca să devenim virus cosmici. Domnule profesor, mă scuzați să vă întrerup. Vă întrerup și eu. Uitați-vă puțin la acest grafic al frecvenței Schumann. Deci, pe data de 16 august, domnule profesor, a fost vârful acela groaznic. Da? Este o măsurătoare a stației din California. Restul era ok, deci mai era o stație prin Liban, una în Canberra, în Australia. Dar aici, în California, pe 16 august, am încercat să găsesc ce s-a întâmplat pe 16 august. A fost un meteorit care a fost foarte aproape de Pământ. Și, mă rog, am dedus că Pământul s-a stresat în momentul ăla, dar este foarte interesant să observăm fluctuațiile acestei rezonanțe Schumann și întâmplările care au loc pe planetă sau în afara ei. Vă rog, mă scuzați că v-am întrerupt. E foarte bine că m-ai întrerupt. E absolut interesant ce se întâmplă. Noi suntem oamenii Pământului și ar trebui să păzim Pământul. Noi suntem creaturi ale acestei planete. Faptul că avem spirit care vine din altă parte e posibil, dar trupurile sunt condiționate de Pământ, de frecvența Schumann. În momentul în care noi întoarcem roata împotriva, noi nu suntem rezistenți destul de rezistenți ca să contaminăm Universul. Îmi pare foarte rău să vă spun. Virusii pot. S-au avut multe experiențe cu virusi trimiși în afară, devin mai rezistenți după ce ies prin spațiu cosmic și la frigul stelar. Haideți, domn profesor, că inventează Elon Musk ceva. Imposibil. Ne face mai rezistenți. Și cum, dar eu nu mai înțeleg nimic, domnule. Cum? Dar acum poartă toată lumea mască, suntem super rezistenți. Păi cu masca rezistăm până pe Lună. Și pe Marte. Nu numai pe Dar Lună. Cum? Păi cum, dar nici cu mască nu mai suntem rezistenți? Păi da, imposibil. Și vizieră. Exact, și vizieră și gata. Ne-am scos. Da, domnul profesor, continuă. Apropo de Elon Musk și de jucăriile lui Elon Musk, da, care își poate permite, fiind, mă rog, omul la modă, e supermenul local, de sateliți, roiul de sateliți din jurul Pământului. Hai să vedem în ce măsură acest roi de sateliți care au, nu știu ce scop, în fond, în afară de faptul de a transmite frecvențe către oameni pe care să-i transforme în roboți. Da,
Colectează date, asta faci cu sateliții lui. Nu numai. Nu numai. Noi ne-am uitat vreodată la modificările frecvenței Schumann pe care o fac acești sateliți. Colectarea de date spune că ar putea fi utilă la ceva. Dar în ce lui, mod influență? Pentru jocul lui personal. Deci e atât de rupt de natură și de realitate. El trăiește în lumea virtuală în care se joacă. Efectiv se joacă. Domn profesor, ok, s-o juca, dar vreau să vă spun ceva. Hai să presupunem că într-o zi cade internetul pe pământ. Dintr-un motiv sau altul, nu știu, iau foc serverele, da? Sau hăcuiesc unii serverele celorlalți. Cine rămâne cu internet pe glob? Elon Musk. Și o să fie singur, el cu el. O să vorbească el cu el. Da, el da. O să meargă cu mașini electrice, el, deci este un om care vede viitorul foarte, foarte, foarte bine, zic eu. Nu îl vede bine. Îl vede deformat. Da, vede bine. Sau, mă rog, eu agendă comună în care fiecare știe ce are de făcut. Habar. Nu vreau să intru în teoriile astea. De fapt, părerea mea că există o agendă comună în care fiecare crede că știe ceva și, de fapt, ei nu prea știu și dau din colț în colț. Pentru că nu au vederea generală, nu au percepția globală, nu au inteligența care să le permită să pătrundă la orice nivel de granulație. Și atunci încearcă să bage inteligența artificială care să-i completeze incapacitatea proprie de a înțelege lucrurile. Noi suntem acum în vrie. Dar domn profesor, totuși, ce spuneți? Totuși, eu aș vrea să repet provocarea mea. Oamenii ăștia își propun să definească omul ca o mașină, controlabilă și manipulabilă. Practic omoară dimensiunea metafizică a omului, omoară sufletul. În felul în care ei definesc omul, în felul în care percep umanitatea, lipsește din această teorie, lipsește sufletul, lipsește practic perfect de acord. Liberul perfect arbitru de acord. Și componenta spirituală. Altfel nu și-ar propune aceste modalități de control. Eu aici aș vrea să prelungim puțin discuția, pentru că în momentul în care presupui un liber arbitru, un liber arbitru puternic, în momentul ăla ai o șansă să reziști, să supraviețuiești. Stai un pic. Deci când ei au pătruns conquistadorii în America, pentru prima oară, au fost convinși că amerindienii pe care au întâlnit nu erau oameni, erau niște animale în curs de, să zicem, relativă evoluție, considerau mai degrabă ca niște vite sau ca pe niște mașini, de aia și au exterminat. Pe vremea lui Descartes considera, având modelul mecanic al lui Newton, asta este partea interesantă. Așa, el considera că omul este o mașinărie, iar această mașinărie avea pârghii, avea scripeți, avea tot soi de povești, de drept care au apărut și mașinării mecanice care vorbeau, dansau, făceau diverse chestii și care acum sunt prin muzee, mai există încă, apropo de povestirile lui Offenbach, lui Hoffman. Așa, și de păpușa mecanică care cântă. Da. Mai departe, ulterior s-a schimbat spectrul de gândire uman când s-a dezacoperit cibernetica. Și s-a făcut efortul foarte mare să creeze un creier artificial care să fie calculatorul. Și robotul. Acum suntem în perioada în care acest proiect se coace. Deci, deocamdată, percepția asupra omului este pe partea de circuite și pe partea de memorii și de... Nu merge la nivel de conștiință. Deci, doar de mecanisme. E boală veche, nu-i de acum. Mai înainte vreme, avem mitul golemului, care golem a fost făcut dintr-o mortăciune care i s-a transmis viață pentru că avea toate organele necesare. Ăsta este și mai vechi, mitul golemului. Putem ajunge până în lumea antică, la un moment dat, când știm foarte bine despre conflictul din Antichitrea,
care era un computer, da, care calcula traseele planetelor și le putea, cu niște rozdințate, e adevărat, dar extraordinar de bine analizate. Practic, evoluția științei și a tehnicii totdeauna a modificat modelul uman. Modelul uman, problema cum se modifică modelul uman în clipa de față. Noi suntem într-adevăr un sistem mecanic, avem oase, avem schelet, avem mușchi, avem tendoane, avem toate alea, dar nu suntem doar atât. Suntem un model cibernetic, avem neuroni, avem rețele neuronale, avem de toate, dar nu suntem doar atât. Astea sunt mecanismele trupului. Dar avem suflet și avem minte. Și asta implică doar prezența sufletului implică liberul arbitru. Da. Deci, acum venim către educație. Cum putem educa următoarea generație și actuala generație astfel încât să nu intre în autodistrugere? Ce trebuie să educăm la ei? Conștiința, sensibilitatea, afectivitatea, tot ce ține de suflet. Memoria nu este pe partea de suflet, pe partea cibernetică. Ok? Musculatura, forța și așa mai departe sunt pe partea mecanică. Dar pe partea spirituală pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, noi nu facem niciun fel de educație. Și lipsa acestei educații se simte în aceste deviații. Acum, domnule profesor, de 30 de ani încoace, ce, de 40 de ani încoace, educăm în societățile moderne doar luptători disciplinați în lumea industrială și tehnologizată. Furnici obediente în marile conglomerații, care cu toate, cu toții, primesc același mesaj. Pornești pe un drum spre bani și putere, dacă ai noroc. Dacă nu, oricum, ținta e nobilă. Deci cam asta e tot ce li se propune. Nu numai că nu educăm sufletul, noi exacerbăm mesajul material, mesajul care ține până la urmă ține de partea de lut din jurul nostru, nu? Deci cred că dacă am educat mai puțin, dacă am luat pedala de pe accelerat în ceea ce privește acest mesaj nociv, cum că șansa în viață este dată doar de accesul la putere și bani. Și aici sunt mulți factori care arcătuiesc acest portret, de la media până la educație, până la mediul social și familial. Dacă am luat pedala de pe accelerație în acest sens și am insistat puțin pe valoarea reperelor morale și spirituale în viața unui om, prin expunerea experiențelor de viață ale atâtor înaintași care au rezistat, așa cum zicea și Lucian, am pomenit și noi, au rezistat în viață în condiții extraordinar de dificile, tocmai prin aceste repere, poate am avea șansa unor generații care, la un moment dat, vor înțelege să privească altfel și natura. Altfel, acești roboței disciplinați nu ne putem aștepta niciodată să se mai poată întoarce într-un mod constructiv către natură. O clipă, Dan. La un congres internațional pe educație m-am întâlnit cu un cercetător pe nume Klein. Nu mai mi-aduc aminte numele mic. El făcuse un experiment foarte interesant plecând de la un moment din viața lui. Într-un hotel din Caraibe, care avea o curte interioară foarte mare și avea foarte multe etaje,
a descoperit niște palmieri. În fiecare dimineață se mira, el era la un etaj superior. Și când ieșea către curtea interioară, vedea personalul cum se duc la palmieri și le dau picioare, îi lovesc, îi scutură. Dragă mie, întreba, de ce faceți asta? Pentru că aici nu bate vântul. Și dacă nu au stres, palmierii se usucă. Le trebuie stres. Și a conceput un program de management al stresului. În acest program de management al stresului, el a micșorat numărul de pași care să meargă până la obținerea unei chestii sustenabile. L-a făcut mai scurt. A fost imediat angajat de militari, de CIA, de NSF, de nu știu ce, ca să facă antrenament pe stres. Aceeași tip de antrenament pe stres l-are și KGB-ul. Unde, punând stres într-o anumită proporție de stres, ne lăsând omul să se relaxeze și să-și rezolve problemele, continuând stres peste stres, fără să mai aibă timp de recuperare, ei pot obține orice, inclusiv criminali în serie. Acum mă uit ce se întâmplă în pandemie. Se folosește același sistem, dar nu pentru un grup mic, special antrenat, ci pe întreaga populație care este băgată în stres și frică, unde ei n-au niciun fel de apărare pentru că nu mai au credință și nu mai au înțelegere și nu mai au mintea antrenată să priceapă. Deci noi acum ne aflăm într-un moment esențial din istoria planetară și din istoria umană. Oamenii care nu își pot controla frica, se lasă în continuare manipulați de frică și prin frică, ei transmit stresul mai departe la copiii lor. Și atunci se năruie toată istoria asta evolutivă, umană, prin cultură, prin cunoaștere, prin suflet, prin credință. Aici este marele pericol, în clipa de față. Doamnelor și domnilor, de la începuturile vieții pe Pământ a existat o balanță fragilă de câmpuri electromagnetice. Toate aceste câmpuri au reprezentat întotdeauna un radar, un sistem GPS, cu care toate ființele de la albine la balene s-au ghidat. Suntem expuși în aceste momente unor frecvențe de un milion de ori mai mari decât erau acum 20 de ani. Nu numai că ne înconjoară, dar aceste frecvențe ne fac ceea ce suntem, ceea ce devenim, ne influențează sănătatea. Celulele corpului nostru comunică între ele folosind frecvențele joase. ADN-ul nostru folosește frecvențe electromagnetice. În orice și oricine există protoni și electroni, pozitiv și negativ. Viața, până la urmă, este plină de magnetism. Suntem ființe vii, construite din frecvență, electricitate, lumină și a fost nevoie de milioane de ani să ajungem unde suntem astăzi. Un proces care, cred eu, a început cu prima celulă care s-a divizat. Deși am îmbrățișat toată această tehnologie și o folosim zilnic, adaptându-ne la nivel mental, să știți că corpul nostru nu a făcut-o încă. Toate aceste noi frecvențe sunt străine corpului nostru și acesta luptă să le respingă. Și vă rog să nu vă bazați că lupta asta va dura prea mult. Domnilor profesori, emisiunea se apropie de final. Impresii, păreri, vă rog, domnule Colceag. Noi suntem profesori. Noi luptăm să dăm o șansă tinerilor generații să existe, să trăiască și să poată activa pentru a echilibra situațiile. E menirea noastră. E pentru ceea ce ne-am născut noi. Din cauza asta ne și atinge foarte profund ce se întâmplă. Așa că luptăm pe toate căile să restabilim echilibrele. Și apropo de luptă, scuză-mă, Dani, imediat îți dau cuvântul. Apropo de luptă, domnule profesor, mult succes la alegeri pe 6.
Știu că dumneavoastră candidați și vreți să luptați pentru educație. Vă doresc mult succes. Dan, te rog. Domnule Mulțumesc. Profesor, eu nu pot să mă opresc prin a sublinia o realitate care nu știu dacă este observată, pentru că ea se petrece în decursul poate ultimilor 30 de ani și pe care eu am trăit-o personal. Eu m-am născut într-o generație care petrecea foarte mult timp în spatele blocului, ne-am jucat într-una de dimineață până seara, copiii se jucau între ei, ne bucuram. O generație cu altfel de atitudine și o altfel de abordare a copilăriei. Și în 30 de ani am văzut un shift incredibil și acum asist la cartiere pustii, locuri de joacă aproape pustii, la părinți speriați care nu-și mai lasă copiii afară, copiii nu se mai joacă între ei de frica pedofilor, de frica hoților, de frica bombelor. Întrebarea mea este, este asta un efect al înmulțirii mijloacelor de comunicare în rândul populației și astfel a exacerbării unor cazuri izolate de pedofilie sau de răpiri, sau de fapt avem de a face într-adevăr cu o lume mult mai rea și cu o lume în care copiii nu se mai pot juca afară. Pentru că aici e un spectru similar cu ce ne se propune în contemporaneitate. Adică noi vorbim aici de 30 de ani, 30 de ani care au schimbat felul în care copiii își trăiesc copilăria. E adevărat, aveți studiile în această direcție de la David Hawking încoace. Sunt suficient de relevante ca să se arate că frecvențele induse în comportamentele copiilor datorită creșterii și culturilor hormonale, conectate, suprapuse peste frecvențele astea de transmisii și în continuare, provoacă mutații comportamentale. Și într-adevăr, acum găsim toate nebuniile Pământului, toate nebuniile, mergând până la sacrificii umane, până la canibalism, la de toate, la cine? La cei care s-au jucat prea mult pe calculator când erau copii, pentru că aveau acces la calculator fiind foarte bogați, și care acum stăpânesc averea Pământului și își fac cum le tăie capul. Și pe ei capul îi ține în permanență într-un joc în care trebuie să fie supereroi. Apropo de Elon Musk. Am înțeles. Și referitor la Elon Musk și la cei pe care i-ați numit mai devreme, doamnelor și domnilor, până la urma urmei, banii vorbesc. Și companiile de tehnologie nu vor spune absolut niciodată cât de rău fac toate aceste tehnologii celor noastre și nouă. O schimbare nu va veni de la ei, va veni întotdeauna de la noi. Trebuie doar să deschidem ochii. Noi vom continua aici la Matricea discuțiile pe aceste teme și vom încerca să dăm mai departe speranță, adevăr și pozitivism. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție!